Următoarele trucuri psihologice te vor ajuta să ai mai mult succes la locul de muncă, în situații sociale și în viață în general. Așa că dacă vrei să le afli și să îți faci viața mai ușoară, stai cu noi până la finalul acestui episod. Aceste trucuri psihologice au fost practicate în mod continuu de către oamenii de succes. Ele vă vor permite să obțineți avantaje importante și mai mult control asupra rezultatelor potențiale în diverse domenii ale vieții de zi cu zi. Înainte de a vedea efectiv care sunt aceste trucuri, vă reamintim că noi, cei din echipa Laboratorului de Motivație, credem cu tărie în puterea de a-i ajuta pe cei din jurul nostru prin cuvinte. Așa că dacă sunteți pasionați de dezvoltare personală sau vreți să vă îmbunătățiți calitatea vieții, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, deoarece avem multe materiale concepute tocmai pentru a vă ajuta în această direcție. Acum, haideți să descoperim aceste trucuri inteligente de psihologie care vă vor ajuta să fiți mai încrezători la serviciu sau acasă. Numărul 1. Oferă un cadou. Dacă vrei să schimbi comportamentul altor persoane față de tine într-un mod pozitiv, oferă ceva gratuit. Nu vă faceți griji, nu trebuie să fie scump. De fapt, chiar și cadourile mici pot avea un impact semnificativ asupra comportamentului oamenilor față de tine. De exemplu, dacă oferiți un mic cadou cuiva care nu vă place prea mult, s-ar putea ca acesta să vă caute compania pe viitor sau dacă este un coleg de care aveți nevoie, să se ofere să vă ajute mai ușor. Și, la fel ca și oferirea unui cadou, a face o favoare poate schimba percepția cuiva despre tine. Vei părea dezirabil, abordabil și mai util ca niciodată. Numărul 2. Acordă atenție râsului. Vrei să afli care sunt persoanele cele mai apropiate între ele în cadrul unui grup sau vrei să știi cine te place cel mai mult? Fiți atenți cine la cine se uită atunci când toți cei din grup râd la o glumă. Oamenii se uită instinctiv la și sunt de acord cu persoana de care se simt cel mai apropiați în cadrul unui grup. Acest mic truc de psihologie nu este util doar pentru a depista persoanele care te plac, ci și o modalitate frumoasă de a afla cine are în secret o relație sau are o afecțiune profundă unul pentru celălalt. Numărul 3. Mută-te lângă un agresor. Cu toții am fost în situații în care, din senin, conversația începe să escaladeze. Cu excepția cazului în care iubești drama, îți sugerez să eviți aceste situații. S-ar putea să aveți cel mai bun argument din lume, dar, de obicei, oamenii se irită atunci când simt că greșesc. Așadar, ori de câte ori simți că o discuție pe care o ai creează tensiune, pur și simplu așează-te sau stai lângă cealaltă persoană. Nu vei părea atât de amenințător, iar ei se vor calma în cele din urmă. Numărul 4. Acordă atenție picioarelor. Observând cu atenție picioarele unei persoane cu care vorbești, îți vei putea da seama imediat cât de interesată sau de confortabilă este. De exemplu, dacă vorbești cu o persoană ale cărei picioare sunt îndreptate spre tine, poți presupune cu siguranță că este interesată de conversație. Dacă, pe de altă parte, picioarele sale sunt îndreptate în direcția opusă, îți comunică în subconștient că nu vrea să mai stea mult timp de vorbă cu tine. Dacă picioarele cuiva sunt îndreptate spre ușă, acest lucru ar putea însemna că intenționează să plece, iar dumneavoastră îl rețineți. Numărul 5. Limbajul corpului în oglindă. Dacă imiți subtil limbajul corporal al persoanei cu care vorbești, poți să construiești eficient încrederea cu ea. Prin oglindirea felului în care vorbește și a modului în care se mișcă, te va plăcea mai mult pentru că, pentru ei, vei părea mai compatibil. Acest așa numit efect cameleon nu numai că poate facilita fluidizarea interacțiunilor sociale, dar poate crește și simpatia între cei care interacționează. Mai simplu spus, ne place să vorbim cu cei care ne imită posturile, expresiile faciale și alte comportamente. Numărul 6. Puterea tăcerii. Te-ai aflat vreodată într-o situație în care cineva te-a întrebat despre ceva ce ai prefera să nu spui? Este destul de sigur să presupunem că am fost cu toți în astfel de situații de nenumărate ori. Cu toate acestea, există o modalitate de a-i face pe oameni să dezvăluie mai mult decât intenționează să o facă. Un truc de psihologie pentru a realiza acest lucru este să te folosești pur și simplu de puterea tăcerii. Dacă nu ești mulțumit de un răspuns pe care ți-l dă cineva, păstrează tăcerea și continuă să te uiți la el. De obicei, combinația dintre tăcerea stânjenitoare și contactul vizual ferm va pune presiune pe aceștia să acopere tăcerea prin a dezvălui mai mult. Numărul 7. Folosiți semnale subliminale. Acest truc este extrem de puternic și, de asemenea, un pic manipulator, mai ales dacă persoana este sugestivă, așa că folosiți-l responsabil și într-un mod etic. Obținerea unui răspuns pozitiv din partea cuiva este, de obicei, ceea ce ne dorim. Fie că este vorba de a face o vânzare sau de a promova un punct de vedere, vrem întotdeauna ca oamenii să se alăture.
Să dai din cap în timp ce încerci să transmiți mesajul tău este o modalitate puternică de a face ca persoana să fie de acord cu tine. De obicei, oamenilor le place să imite, așa că cel mai probabil vor da din cap în timp ce vorbiți. Acest lucru va comunica ulterior creierului lor că trebuie să fie de acord cu tine. Numărul 8. Creați o falsă atribuire emoțională. Acest truc psihologic este foarte util când te întâlnești cu cineva. Data viitoare când mergi la o întâlnire cu cineva, asigură-te că aceasta implică puțină adrenalină. Du-i într-un loc interesant pentru a le face inima să bată. De exemplu, mergeți la o plimbare cu un roller coaster sau mergeți să vedeți un film de groază. Practic, orice activitate care implică adrenalină îți va păcăli psihologic partenerul să creadă că emoționarea lui îți este atribuită ție mai degrabă decât activității. Numărul 9. Oferiți o alegere. Ori de câte ori doriți ca cineva să ia o decizie pe care o preferați, oferiți-i o alegere care se află în cadrul deciziei dumneavoastră. De exemplu, dacă doriți să îi determinați pe copii să facă ceva, nu îi întrebați dacă vor să facă acest lucru. Cel mai probabil, oricum nu vor dori să îl facă. În loc să îi întrebați, vreți niște legume, oferiți-le o opțiune din care să aleagă, spunându-le pur și simplu, vreți broccoli sau preferați niște morcovi mici și delicioși. Copiii vor simți că au un mare control prin faptul că li se permite să aleagă, chiar dacă tu ai luat deja decizia în locul lor. Acest mic truc inteligent nu numai că funcționează cu copiii, dar vă va ajuta să obțineți ce doriți și cu adulții deopotrivă. Ospătarul dintr-un restaurant vă face asta tot timpul. Numărul 10. Folosiți vocea pasivă. În studiile de cercetare, vocea pasivă poate fi urâtă și nepotrivită, dar în interacțiunea socială, a fi pasiv poate ajuta foarte mult la menținerea coeziunii și a relației. Astfel, în loc să spuneți, nu mi-ați trimis cartea, spuneți, cartea nu a fost trimisă. Observați diferența dintre cele două propoziții. Prima sună ca un reproș, în timp ce a doua se concentrează pe obiect, în acest caz cartea și nu pe persoană. Prin utilizarea vocii pasive, puteți evita cu ușurință confruntările și conflictele. Numărul 11. Spune-le oamenilor pe nume. Amintirea numelor este foarte importantă, deoarece ne simțim importanți atunci când cineva ne menționează numele. Prin urmare, apelarea oamenilor pe nume îi poate face să vă placă instantaneu și va stabili imediat un sentiment de încredere și prietenie. Oricât de dificil ar părea, dacă vă puteți obișnui nu doar să vă amintiți numele cuiva la întâlnirea cu el, ci și să îi folosiți numele în conversația ulterioară pe care o aveți, vă vor găsi fermecător și minunat. Numărul 12. Puterea atingerii. Atingerea este un instrument puternic care îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine emoțiile. Atingerea cuiva pe umăr sau pe genunchi creează o legătură emoțională și fizică. Mai ales în momentele de bucurie, râs și emoție, atingerea întărește pozitiv aceste trăsături. Acest lucru vă va ajuta să dovediți sinceritatea cuvintelor dumneavoastră, să exprimați emoțiile potrivite și vă va ajuta să câștigați încrederea celorlalți. Numărul 13. Fă-i pe ceilalți să repete glumele. Majoritatea glumelor încetează să mai fie amuzante atunci când trebuie repetate, iar tu poți folosi acest lucru în avantajul tău. Dacă cineva spune o glumă pe seama ta, comportă-te ca și cum nu ai fi auzit corect gluma. Cereți-le să o repete pentru dumneavoastră. Odată ce au terminat de repetat gluma, aceasta nu mai este la fel de amuzantă ca prima dată. Alternativ, ați putea, de asemenea, să vă prefaceți că nu ați înțeles gluma. Rugați-i să vă explice ce este atât de amuzant în ea. Să trebuiască să explici o glumă este chiar mai rău decât să o repeți. Numărul 14. Cereți ajutor în mod corect. Recunoașteți, tuturor ne place să-i punem pe alții să facă lucruri pentru noi. Fie că avem cu adevărat nevoie de ajutor, fie că suntem doar leneși. Dinamica socială arată că, atunci când vine vorba de relații platonice, nimănui nu-i place cu adevărat un nemernic. Așa că, ori de câte ori ai nevoie de o favoare, începeți propoziția cu am nevoie de ajutorul tău. În cele mai multe cazuri, oamenii vor accepta cererea ta și te vor ajuta. În principal, pentru că oamenilor nu le place sentimentul de vinovăție de a nu ajuta pe cineva și, în plus, se simt bine să poată ajuta. Numărul 15. Oferiți validare. Cele mai multe dintre acțiunile noastre sunt rezultatul nevoii noastre de validare. Așadar, care este cea mai bună modalitate de a-i face pe oameni să te placă? Dându-le ceea ce își doresc, bineînțeles. Data viitoare când ești într-o conversație cu cineva și acesta spune ceva foarte important pentru el, reformulează ceea ce tocmai a spus în propriile tale cuvinte. Acest lucru îi va face să creadă că ești un bun ascultător și că ești cu adevărat interesat de ei. De asemenea, îi face să se simtă importanți.
Și asta este o validare chiar acolo, pe loc. Acum că știți câteva dintre aceste trucuri psihologice, rețineți că scopul acestora nu este acela de a manipula oamenii. Mai degrabă, este de a te ajuta să înțelegi când și unde tu și ceilalți sunteți cel mai vulnerabil din punct de vedere psihologic. Ce fel de trucuri psihologice folosești tu? Care pare să funcționeze cel mai bine pentru tine? Lasă-ți gândurile mai jos în comentarii. Ca de obicei, în încheiere, vă reamintim că dacă v-a plăcut acest videoclip, dați-i un like și distribuiți-l prietenilor pentru ca noi să putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare. De asemenea, nu uitați să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!